Mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu voi pentru harul și privilegiul de a fi părtași ai cuvântului Său, atât la luptă, cât și la suferință, cât și la bucurie, cât și la biruință. Ne-a făcut Dumnezeu părtași cu Domnul nostru Iisus Hristos și părtași ai acestui cuvânt care s-a făcut trup. Acum învățăm cu ajutorul lui Dumnezeu un cuvânt care trebuie să devină trup, adică viață în noi, pentru că a spus Mântuitorul, cuvântul meu nu este poezie sau literatură sau cultură sau artă. Cuvintele mele sunt duh și viață. Ce folos ar fi sau la ce ar ajuta cultura, arta și știința și toate bogățiile pământului dacă n-ar fi viață? Cel din tâi lucru este acesta pe care l-a vorbit Mântuitorul despre propriul său cuvânt. Altfel, spune Domnul, ce-ar folosi unui om să știe toată Biblia dacă și-ar pierde sufletul sau să fie în cea mai înaltă slujbă dacă în timpul acesta sau în procesul acesta în care câștigăm pe alții, spune Pavel, m-am pierdut pe mine. La ce mi-ar folosi? Astăzi aceasta ne este rugăciunea. Tată iubit, fă ca acest cuvânt să devină viață și putere în noi. Și prin el, Doamne, luminează sufletele și ființa noastră și pe cei de lângă noi. Prin Domnul Iisus. Amin. Lucrul cel mai important cu privire la un drum sau la o stradă sau la o autostradă nu este calitatea drumului, nu este lățimea, confortul și așa mai departe, ci este destinația, unde duce drumul acesta. Nimeni nu alege un drum în viață pentru că e bun, pentru că e lat, pentru că nu are gropi, pentru că pe dreapta și pe stânga sunt copaci înfloriți, vai ce peisaj. Nimeni nu alege un drum pe acest criteriu, ci alege un anume drum pentru că duce într-un anume loc unde el ar dori să ajungă. Ar fi cu totul absurd să fim întrebați cu ce ocazie pe drumul acesta și noi să spunem pentru că e frumos, e foarte frumos, mă simt bine, mă simt așa de bine cu ocazia aceasta pe drum. Nu, pe drumul acesta sunt pentru faptul că el duce acolo unde am plecat. Și cu cât mai limpede este destinația, cu atât mai clară este alegerea noastră în ceea ce privește drumul pe care mergem. Există însă problema cea mai profundă a vieții noastre, aceea de a fi în confuzie cu privire la destinație. Lucrul acesta creează nu doar stres, ci creează o stare de rătăcire a minții, bolile psihice, bolnavii psihic din generația noastră, al căror număr crește cu fiecare secundă, se mulțește cu miile, cu milioanele. Este legat chiar de acest lucru, de incertitudinea vieții. Nu ar fi niciun fel de incertitudine dacă ne-ar fi clară destinația, dacă ne-ar fi clară. Dacă ne-ar fi clar faptul că drumul pe care mergem duce în acest loc. Apare această tensiune în suflet și întrebarea aceasta din când în când. Da, dacă acest nu este acesta drumul. Da, dacă drumul acesta care este pare plăcut și bun nu duce acolo. În tensiunea aceasta se produce suferința și boala minții și a sufletului nostru. Mergem în Numeri la capitolul 22, versetul 32, în cadrul istoriei lui Balaam, pe care o găsim raportată în locul acesta, care este la rândul ei plină cu învățătură pentru generația noastră. Tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura voastră peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Deci nu întreabă nimeni, bine, asta e din vechime, cine știe câte mii de ani de când s-a spus lucrul acesta, nu are importanță. Apa pe care o bem noi astăzi este apă de mii de ani și este apă și fără ea nu se poate trăi, este aceeași apă și rămâne apă. La fel este adevărul. Adevărul, așa cum este el în Hristos Iisus, măsurat prin Iisus, confirmat de Iisus, întărit de el și făcut de el putere și viață în noi. Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam, care bătuse măgărița sălbatic: pentru ce
ți-ai bătut măgărița de 3 ori. Cu alte cuvinte, Domnul știe cum vorbim cu animalele din gospodăria noastră. N-aș vrea să repet unele cuvinte care sunt spuse unor animale care nu au cerut nimic decât au dat, au dăruit omului și felul cum le-a numit sau cum le strigă un om sau cum le tratează un om. Cartea Proverbelor spune: inima celui neprihănit se îndură de vite, dar cel rău este fără milă. Pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? El știe de câte ori ai bătut-o. Iată, eu, și este cu E mare aici, e vorba de Îngerul Domnului, este vorba de însuși Domnul, acolo unde, în același fel în care îl întâlnim de mai multe ori în Scripturi, însuși Domnul este prezent în istoria aceasta. Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă. Păi e bine când îți stă Dumnezeu împotrivă? Dumnezeu stă împotriva celor mândri, scrie Scriptura. E bine? Este bine. Dacă nu ți-ar sta Dumnezeu împotrivă, de mult era în groapă, de mult era mort, de mulți s-ar fi șters memoria chiar. Dar pentru că ți-a stat Dumnezeu împotrivă, pentru că mi-a stat împotrivă, pentru că ne stă împotrivă Dumnezeu, de aceea încă suntem aici. Este o situație în care Dumnezeu stă împotrivă. Și când El stă împotrivă, nu este ceva spre moarte, este spre viață. Copiii noștri se deranjează, se supără, se simt ofensați, agresați, tratează sau etichetează în fel și chip atitudinea unui părinte care se opune unei anumite tendințe sau dorinți sau porniri a uneia dintre copii. Mai târziu, când și el devine părinte sau când se maturizează, se întoarce înapoi la momentul acela și mulțumește lui Dumnezeu că s-a ridicat cineva și i-a stat împotrivă cu acea ocazie. De multe ori cerem de la Dumnezeu în rugăciune: ajută-mă să fac un lucru sau altul, și Dumnezeu ne stă împotrivă. Și noi spunem că nu ne-a răspuns la rugăciune. Nu ne-a răspuns nouă la rugăciune? Rugăciunea noastră nu a răspuns situației noastre adevărate. Nu facilitarea drumului era necesară lui Balaam, nu deschiderea drumului, netezirea drumului, netezii scărările să meargă Balaam la moarte. Nu aceasta era, ci necesară era împotrivirea Domnului. Și să ne rugăm pentru acest lucru în viața noastră, ori de câte ori va fi necesar. Împotrivește-te mie, Doamne, împotrivește-te mie până la moarte, decât să lași să mă ridic împotriva Ta și să dezonorez numele Tău. Împotrivește-te mie, Doamne, ori de câte ori vezi că merg pe o cale rea și Tu știi bine unde duce drumul acela în timp ce eu nu știu. Împotrivește-te mie, Doamne. Împotrivirea Ta este sfântă și binecuvântată. Aceasta trebuie să ne fie rugăciunea. Eu am ieșit ca să stau împotrivă. Nu e vorba de o măgăriță neinstruită, nu e vorba de o mașină care nu-i ține frâna sau aceea. Are cine să răspundă pentru așa ceva. Este vorba de o situație mult mai adânc percepută decât cea pe care o vedem noi la suprafață. Eu am ieșit să stau înainte. De ce, Doamne? De ce să-mi stai împotrivă? Iată de ce. Drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare și eu nu vreau să te văd pe tine pierdut. Asta este tot. E rău ce vreau, ce doresc în dreptul tău? Nu, așa este. Dar tu dorești să fii pierdut? Nu, nici eu nu doresc să fiu pierdut. Păi atunci înseamnă că suntem de aceeași parte a baricadei. Înseamnă că îți dai seama că împotrivirea lui Dumnezeu ca tu să mergi pe un drum care duce la pierzare a fost o binecuvântare pentru tine și este o binecuvântare pentru tine. De aceea fii hotărât în rugăciunea ta și statornic și spune lui Domnului mereu din toată inima ta: Doamne, nu te uita. Și eu spun cuvintele acestea: Doamne, nu te uita la simțămintele mele, dacă îmi place, dacă nu-mi place, dacă prege sau nu. Nu te uita la lucrul acesta. Uită-te la adevărul care este în Hristos Iisus și lucrează, Doamne, nu după voia mea, ci după voia Ta. Ți-am stătut împotrivă, spune Domnul, pentru că drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare. Înaintea mea, spune Domnul. Înaintea ta nu este. Înaintea ta drumul acesta, unde ducea drumul acesta înaintea lui, a lui Balaam? Ducea la câștig, ducea la faimă, ducea la reputație, ducea la onoruri imperiale. Ați văzut că
ce onorile au fost date lui Daniel de către Belșațar, să-i se pune un lanț de aur la gât, să-i se dea o haină de purpură. Frate, pune lanțul la vacă, te rog frumos, a zis Daniel. Pune-l la vacă și du-o la pascut. Cu haina asta poți să o arunci la rațe. Deci păstrează, spune Daniel, țineți darurile pentru tine. Pentru mine acestea nu sunt daruri. Pentru mine daruri sunt cele ale Duhului Sfânt. Acelea sunt daruri. Pentru mine roade este roada Duhului. Avem alte valori, împărate. Apreciez, mulțumesc pentru intenția pe care o ai, pentru ce vrei să spui tu, că așa ți exprimi tu mulțumirea și onoarea. Sunt foarte politicos vis-a-vis de tine, dar avem alte valori. Așa că acest cuvânt, drumul pe care mergi, duce la pierzare înaintea mea, spune Domnul, ne sugerează faptul că înaintea lui nu ducea la pierzare. Dacă ar fi vrut să primească acest adevăr care i-a fost pus în conștiința lui de către Duhul lui Dumnezeu, drumul ăsta nu este bun, lui David i-a bătut inima când a vrut să meargă pe un drum de felul acesta, dar a mers împotriva bătăilor inimii lui. Dacă ar fi fost un drum ca acesta, dacă ai fi primit de la Dumnezeu adevărul acesta că drumul duce la pierzare, n-ai fi mers pe el. Dar acum ai pornit pe el pentru că, unu, nu crezi pe Dumnezeu când el ți-a spus drumul acesta duce la pierzare, și doi, te crezi pe tine, crezi simțămintele tale, crezi impresiile tale, crezi părerile tale, crezi glasul lumii, al mersului vremii tale în care ești, ai aceste lucruri pe care le crezi, pentru că nimeni nu poate să ocupe o anumită poziție, cum ar fi aceasta în care nu cred ce a spus Dumnezeu, fără să ocupe în același timp o altă poziție care sună așa, cred ce nu a spus Dumnezeu. Nu cred că este așa, înseamnă cred că este altfel. Niciodată nu există acea zonă gri sau cum s-a scris cartea aceea, multe nuanțe de gri. Nu, așa ceva nu există decât la nivel imaginar. Este cu totul și cu totul fals. A produs și produce victime nenumărate. Ideea că există o anumită zonă gri, chiar fie în căsătorie, fie în biserică sau în legătura omului cu Dumnezeu sau în societate. Există o anumită zonă gri. Gri este zonă de confuzie la Dumnezeu, nu este da și nu. La el este da și amin. Ori e da, ori nu există. Acest lucru stă în fața lui Dumnezeu și noi suntem aceia care avem întotdeauna de ales la această bifurcație încotro vom apuca pe drumul acesta. M-am ridicat împotriva ta pentru că drumul pe care mergi duce la pierzare, eu nu vreau ca tu să fii pierdut și eu fac tot ce pot să te opresc de a merge pe drumul acesta. Atunci când un mijloc al lui Dumnezeu de a ne opri să mergem pe un drum care duce la pierzare, atunci când un astfel de mijloc eșuează, Dumnezeu nu abandonează și pleacă supărat de la fața locului sau din sala de operație. Nu, el încearcă o nouă procedură, vine dintr-o altă direcție, folosește alte instrumente, alte mijloace. Observați pe câte căi lucrează Dumnezeu cu ființa omenească. Observați câte mijloace folosește, cât de adecvate sunt aceste mijloace. Vă aduceți aminte de finețea lui Dumnezeu când a crescut acel curcubete peste capul lui Iona și când i-a făcut umbră și răcoare și în mijlocul deșertului și ce mesaj de confort i-a trimis Dumnezeu și după care l-a făcut să înțeleagă o lecție care nu i-a plăcut deloc, deloc. Pe el nu îl interesează mesajul, îl interesează confortul, să mă facă să mă simt bine. Nu, nu, adevărul nu contează, nu vreau adevăr, vreau să mă simt bine. Acestea două lucruri nu fac casă bună de multe ori. Și așa se întâmplă aici când Dumnezeu stă împotrivă. Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 26, ne spune nouă să nu dați prilej diavolului, adică nu-i da timp. Pentru că în cuvintele precedente din verset spune să nu apună soarele peste mânia voastră sau peste prostia voastră, peste curvia, hoția, minciuna, răutatea voastră. Să nu apună soarele peste așa ceva. A apune soarele peste este o problemă de timp. Și Domnul ne învață aici, nu da timp răului din viața ta. Aceasta s-a întâmplat cu Balaam. Știți ce l-a omorât pe omul acesta? Faptul că
nu faptul că nu era clară învățătura de la Dumnezeu sau drumul pe care trebuie să meargă sau ce are de făcut, toate erau clare. El a spus cu gura lui. Nu am voie să spun un cuvânt bun sau rău decât în și sub puterea lui Dumnezeu. Lucrul acesta era clar. Poate să-mi dea împăratul vostru aurul din lume. Asta înseamnă. Dar după ce a dat această mărturie de credință teoretică, fără reproș pur și simplu, a adăugat un cuvânt. Totuși, rămâneți aici peste noapte. Dacă este da și amin. De ce mai e totuși? Ori e da, ori e nu. Ori e da, ori e totuși. El nu zice am de gând să mă împotrivesc, nici că am de gând să mă supun, totuși. Adică vreau să stau în această stare căldicel, să stau pe creasta gardului, nici în dreapta, nici în stânga, să văd cum se poate și cum merge. Poate că în cele din urmă voi reuși. Dumnezeu nu-ți dă voie să câștigi aceste bogății. Nu despre asta era vorba, ci era vorba că Dumnezeu nu-ți dă voie să te pierzi, Dumnezeu nu-ți dă voie să mori, Dumnezeu nu-ți dă voie să sfârșești în felul în care vei sfârși dacă mergi pe drumul acesta. Nu dă prilej diavolului. Nu păstra supărarea în sufletul tău. Nu păstra hoția, minciuna, destrăul, nimic, nu le păstra, nu le da timp acestora, nu da prilej diavolului, nu-i da timp diavolului. De ce? Pentru că mânia, spre exemplu, se transformă în cele, ea este o reacție de moment și care este naturală la un moment dat, dar dacă este păstrată, atunci ea se transformă în atitudine, se așează, prinde rădăcini. După aceea ea cuprinde viața noastră și se transformă în gândire, în însușirea, devine parte din sufletul nostru, ca să se sfârșească prin a deveni caracter. Nu pentru că așa ar fi trebuit ca un om să devină, un om care s-a mâniat într-o situație să devină un om mânios. Nu. Nu era aceasta calea, nu era obligatoriu, nu era nimeni forțat să meargă pe drumul ăsta. Problema a fost că i s-a dat timp. I s-a dat timp mâniei sau minciunii. Nu-i da timp pentru că ea nu stă degeaba. Ea crește în sufletul tău până acolo încât un om ajunge să nu mai aibă niciun fel de acces la adevăr, să nu mai aibă putere să creadă adevărul. Răul nu stă pe loc. După cum crește grâul, tot la fel crește și neghina. Nu-i da timp. Dar chiar acum, zice Domnul, dar chiar acum întoarce-se. Dom'le, dar nu se poate sâmbătă că venim, ne întâlnim la cina Domnului, nu se poate duminică, nu se poate săptămâna altă. Nu, chiar acum, zice Domnul. De ce e atâta grabă? Iată de ce. Păi dacă avem o hemoragie, spre exemplu, contează timpul? Contează graba cu care lucrăm? Dacă cineva nu are aer, spre exemplu, i s-au blocat căile respiratorii, contează graba cu care lucrăm? Dacă cineva e pe punctul de a-și pierde sufletul, contează graba cu care se intervine? Chiar acum, zice Domnul, în clipa aceasta, chiar acum, puneți capăt răului. Să nu apună soarele, adică nu da timp diavolului pentru că el nu va sta degeaba, ci va lupta pur și simplu până când va cuceri și va domina întreaga ființă. Chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este rezumată în cuvintele întoarceți-vă. Ceea ce înseamnă că mergem în direcția greșită, ceea ce înseamnă că mergem pe drumul greșit, ceea ce înseamnă că mergem pe drumul care duce la destinația pe care nu o vrem, pe care n-am ales-o, pe care nu ne reprezintă și dacă ne-ar întreba cineva, tu vrei să devii așa ceva? Vrei să ajungi în situația aceasta? Noi ne-am ridicat și am vorbit revoltați. Departe de mine așa ceva, dar nu-mi trece prin minte. Dar ce cauți pe drumul ăsta? Știi că drumul ăsta duce acolo? Opriți-vă, spune Domnul, și întoarceți-vă la mine. Întoarceți-vă la mine. În Dumnezeu, când ei a spus lui Balaam, eu m-am împotrivit ție, în el era nimic altceva decât o expresie a bunătății și iubirii lui față de noi. Cum este la un părinte, față de copilul lui. Indiferent în ce formă îi se adresează,
dorința sufletului unui părinte e să vadă copilul lui bine. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva că era o situație de transplant și am zis, dom'le, e vorba de un transplant de inimă, dar și n-are nimeni două inimi, mai rar câțiva pe pământ. Dar dacă este această situație, ce sens are ezitarea? Până mai găsim un alt transplant, sunt aici. Primul, cel din tâi, nu încape niciun fel de discuție. Care este izvorul cuvintelor lui Dumnezeu, m-am împotrivit ție, îți vreau binele, vreau să te salvez, vreau să te văd fericit, vreau să te văd zâmbind, vreau să te văd sănătos, vreau să te văd bucuros, vreau să te văd bine. De aceea m-am împotrivit ție să mergi pe drumul acesta care duce la pierzare. Problema, așa cum spuneam, a fost legată de cuvântul totuși. Rămâneți puțin aici. Adică nu ți-e clar ce e o cale și ce este cealaltă? Ba da, ți este clar. Totuși, întârzierea aceasta arată de fapt spre ce este înclinată inima, ce ar dori, pe ce cale ar vrea să meargă. Și Dumnezeu este atât de fin încât El nu are nevoie de tunetele de pe Sinai ca să înțeleagă glasul sufletului nostru. El, care vorbește ca un susur blând, înțelege susurul blând care se naște înainte de cuvinte. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști. Gândurile mele sunt o carte deschisă înaintea Ta. Și atunci Dumnezeu răspunde acestei cerinți adânci a sufletului. Chiar dacă gura spune, nu, pe drumul, eu nu merg pe drumul, asta e un drum rău, nu, ori dacă mi-ar da tot aurul din lume, e drum rău drumul acesta. Gura spune așa ceva, dar inima zice, totuși, mai stai aici. În contextul acesta, în Ezechiel, capitolul 33, versetul 11, Bunul Dumnezeu spune două lucruri. Numărul 1, nu-ți doresc răul, nu doresc răul nimănui. Răul vine de la cei răi, nu de la Dumnezeu. Eu am fost sunat serile trecute și am fost întrebat cu privire la acest lucru. Dacă Dumnezeu este cauza morții, dacă El este Cel care ucide în mod direct. Știți că discuția aceasta nu e de ieri, de alaltări printre noi. Și am spus, zic, că nu aș vrea să intrăm pe un drum bătătorit, care pur și simplu duce la prostie la un moment dat, o discuție care nu are de mult sens între noi oamenii și totuși continuă. Eu am o altă întrebare și aș vrea întâi să mi se răspundă la această întrebare, după care, dacă mai e necesar. Numărul 1. Dorește Dumnezeu așa ceva? Dorește El moartea cuiva? Pentru că El împlinește ce dorește. Dorește Dumnezeu moartea cuiva? Nu. Așa scrie în Ezechiel 33:11, textul pe care l-avem chiar aici înaintea noastră. Eu nu doresc moartea păcătosului pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc moartea păcătosului. Dar ce dorești, Doamne? Eu doresc să se întoarcă din calea lui. Din cauza aceasta am stat împotriva lui. Să se întoarcă din calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cerea. Pentru ce vreți să muriți? Nu vreau să vă omor, ci voi vreți să muriți. Pentru ce vreți să muriți? Casa lui Israel. Eu nu doresc moartea celui ce moare, Ezechiel 18:32. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. El mergea pe o cale, omul acesta, și noi mergem pe o anume cale, dar de fapt calea despre care vorbim noi duce la Dumnezeu sau duce departe de Dumnezeu, duce în sens contrar. Și într-un sens este viața, în altul este moartea, redus la esență. De aceea Domnul spune, este un lucru simplu, vrei să trăiești, dar întoarce-te la Dumnezeu. Întreabă-L pe El cu privire la calea aceasta și El îți va răspunde. Cel din tâi lucru cu privire la un drum nu este calitatea drumului, ci destinația. Unde duce drumul acesta? Dar parcă Balaam n-a întrebat unde duce drumul acesta. Am vorbit ceva teoretic despre natura acestui drum, dar nu despre destinație. De ce? Uneori ajungem atât de hotărâți, de robiți de dorința noastră de a săvârși răul, cu orice chip, încât închidem ochii și spunem cu orice preț, cu orice preț. În momentul în care a văzut Balaam, a văzut prețul acesta, a spus acea rugăciune
O, de aș muri de moartea celor neprihăniți, spune el, și sfârșitul meu să fie ca al lor. N-ai cum să mergi pe drumul acesta care duce la pierzare și să mori de moartea celor neprihăniți. Dumnezeu nu face astfel de giumbuș lucruri. El nu umblă cu șmecherii, cum se ruga un frate, Doamne, fă ceva tu cu șmecherii, uite, știi ce ai de făcut. Dumnezeu nu face șmecherii. El intervine în viața noastră ca să nu mergem pe un astfel de drum care duce la pierzare, dar dacă un om face din sine însuși măsura lucrurilor, din gândirea lui, din vederile lui măsura lucrurilor, Dumnezeu se dă la parte din fața lui și din drumul lui. Balaam a murit ucis de sabie, scrie cartea lui Iosua 13:22. În realitate, el a murit ucis de nemulțumirea lui, de lăcomia lui și de necredința lui în Dumnezeu. Acestea au fost care l-au ucis. Sabia a fost numai partea văzută a celei nevăzute care era asupra lui. Ce este de făcut într-o lume de confuzie ca aceasta în care trăim noi, în care multe căi pot părea bune omului, Proverbe 14:12, dar la urmă se văd că duc la moarte. Bine că s-a văzut, bine că ai văzut, bine că ai întrebat cel dintâi lucru. Bine că ai întrebat. S-a văzut că duc la moarte aceste căi și ce bine că ai văzut că duc la moarte și te-ai oprit și te-ai întors la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Însă în Proverbe 16:25 nu mai apare cuvântul ăsta. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Balaam a mers pe drumul ăsta. A văzut, dar n-a vrut să vadă. El a zis, iată ce spune omul cu ochii deschiși care vede. Chiar ai văzut? Adică e una să vezi și alta e să nu vrei să vezi. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca în mijlocul acestei confuzii în care multe căi pot părea bune. Să ascultăm chemarea lui din Psalmul 119, versetul 168. Doamne, toate căile mele sunt înaintea Ta. Așa vreau. Nu trebuie să ascund căile mele, nu trebuie să ascund de Dumnezeu. Nu trebuie să zic totuși mai să ne mai gândim, mai stai să mai vedem. Nu e nimic de gândit. Căile mele sunt înaintea Ta. Îmi place sau nu îmi place? Avem partea aceasta privată, particular personală a generației noastre exagerată până la sinucidere pur și simplu. Dar cu Dumnezeu nu există privat. Nu am nimic privat vis-a-vis de Dumnezeu. Și nu doresc să am. Și dacă Dumnezeu vede în mine că am tendința aceasta, îl rog din suflet să spulbere acest cort al fără de legii prin care aș dori să am o parte a vieții privată, cumva, fără cunoștința lui Dumnezeu. Trăim în lume și trăiesc mulți oameni în acest fel. Este un chin necurmat, produce boli mentale, ascunzând identitatea, adevărata identitate. Dar acest lucru este catastrofal într-o viață care încearcă să facă lucrul ăsta față de Dumnezeu. Nu, toate căile mele sunt înaintea Ta, Dumnezeule. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Ieremia 16:17, ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele. Iar în Psalmul 26, începând de la versetul 2, cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă. Vai, dar e încercarea de foc. Nu te mira de ea. Încearcă-mă, Doamne. Adică vreau să-mi analizele, ia-mi testele, vezi cum stau. Trecem prin cuptorul de foc, rinichii și inima, profunzimile ființei mele. Și de ce? Pentru că bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și am văzut contrastul. Când stăm înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să vedem numai răul din viață prin contrast cu binele de la Dumnezeu, ci trebuie să vedem și potențialul. Uite ce aș putea deveni, uite ce ar putea fi un om în ochii lui Dumnezeu. O, de m-ar asculta Israel, uite ce ar deveni. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și doresc să încheiem cu rugăciunea din Psalmul 139, versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Inima, nu faptele, nu declarațiile, nu vorbele, nu predicile, nu cărțile, nu emisiunile, cunoaștem inima.
cercetează-mă și cunoaște minima. Încearcă-mă, dar de ce trebuie să te încerce ca să vadă Dumnezeu dacă... Nu, El n-are nevoie să mă încerce ca să vadă. El știe gândul din inimă, fără nicio încercare. Eu sunt cel care am trebuință de încercare. Eu sunt cel care nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și am trebuință de încercare a credinței mele și din încercare voi vedea și voi înțelege ceea ce am refuzat să cred din cuvânt. Dumnezeu n-ar vrea să încerce pe nimeni, să treacă nimeni prin vreo încercare. Ar vrea să primim cuvântul. Încercarea nu este învățătorul cel mai bun. Cel mai bun este încrederea în Dumnezeu. Dar dacă nu se poate, atunci încearcă-mă. Și cunoaștem gândurile, nu faptele, nu vorbele, nu declarațiile. Cunoaște gândul care e în spatele faptei mele, gândul care e în spatele cuvântului meu. Cunoaște gândurile acestea. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșnicii. Această rugăciune pe care ne-a înălțat-o Balaam, pentru că el știa răspunsul. Și nu e nimeni dintre noi care nu știe răspunsul. Dar rugăciunea aceasta este înălțată. Totuși, vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșnicii, dumă ca să împuternicească sufletul nostru să aleagă binele, să aleagă viața, să le aleagă pe Domnul. La Tine te rugăm, Doamne, să ne ajut să ne întoarcem întotdeauna. În fiecare zi, tot timpul, la fiecare pas, la fiecare cuvânt, la fiecare gând, fă să se întoarcă sufletul nostru totdeauna spre Tine. Fă, Doamne, ca întoarcerea noastră către Tine să fie modul de viață al ființei noastre. Ajută-ne ca întotdeauna să trăim înaintea Ta și înaintea Duhului Sfânt, cu întrebarea aceasta vie în suflet. Doamne, unde duce drumul acesta pe care vreau să merg? Spune-mi, care este sfârșitul drumului acestuia? Cum se încheie un astfel de lucru? Mie mi se pare bun, dar spune-mi Tu, te rog, Doamne. Aceasta să ne fie totdeauna rugăciunea Ta, Te iubit, și păstrează viu prin Duhul Tău lucrul acesta totdeauna în sufletul nostru. Și fie binecuvântat numele Tău. Niciun părinte niciodată n-a iubit pe un copil atât de aproape cum ne iubești Tu pe noi. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin.